Cred că, în primul rând, este dreptul asiguraților de a avea acces la informații care îi privesc. Și aș vrea să fac aici o paralelă foarte ușor de înțeles. Te duci la supermarket, cumperi tot felul de produse și la sfârșit primești un bon pe care sunt înregistrate produsele și costul aferent fiecărui produs. Și cu această paralelă simplă, cred că am surprins foarte bine nevoia asiguraților români de a avea acces la tot ceea ce se decontează în numele lor. Cred că este o propunere de lege ultra necesară, pentru că, din păcate, din 2012, de când Direcția Națională de Anticorupție a început să se aplece, ca să spun așa, asupra fenomenului de controlări fictive, s-au demantelat nenumărate rețele care, practic, au folosit casa de asigurări ca un paravan pentru decontări fictive. În ultimii 6 ani au fost peste 22 de condamnări definitive pe cazuri privind decontări fictive. Au fost prejudicii de peste 100 de milioane de lei. Iar, din păcate, toate aceste lucruri au impact un impact extrem de negativ în viața oamenilor și de aceea nu mă feresc să spun că fiecare decontare fictivă este un act, este un act criminal, din păcate. Pentru că te prejudicează pe tine, ca asigurat, ca potențial pacient, pe mine, pe toți oamenii de bună credință care își plătesc contribuțiile la sănătate. Forma actuală a legii, din păcate, este una un pic restrictivă. Ea se referă doar la serviciile medicale decontate în numele pacienților, dar exclude medicamentele, dispozitivele medicale și echipamentele medicale. Și, practic, este o modificare foarte simplă. De fapt, sunt două modificări. În primul paragraf pe care l-am propus, extindem această listă de servicii și produse decontate. Deci facem trecerea de la servicii la servicii, medicamente, echipamente și dispozitive medicale. A doua prevedere din propunerea noastră legislativă, practic reglementează felul în care pacienții, în care asigurații au acces la aceste informații. Și în forma actuală a legii au acces la cerere în termen de 30 de zile, înscris. Lucru pe care noi l-am completat introducând în propunerea noastră și varianta electronică prin e-mail. Totodată am propus ca pacienții să aibă acces la dosarul electronic de sănătate și să consulte acolo lista serviciilor, medicamentelor, a dispozitivelor medicale care au fost decontate în numele lor, sau prin poștă, în cazul în care deconturile efectuate pentru respectiva asigurat depășesc de 3 ori decontul mediu. Casa are nevoie de genul ăsta de proiect, pentru că, fiind compromisă, din punctul meu de vedere, ca instituție, și fiind o instituție care are nevoie de un audit extern, să vedem cum funcționează, să vedem cum s-au cheltuit cele 100 de milioane de euro pe platformele informatice, să vedem cine sunt responsabili pentru scandalurile din ultima vreme și pentru faptul că platformele se tot blochează. Cred că genul ăsta de proiect de lege care, practic, invită la transparență ar fi o ocazie foarte bună pentru casă să dea un semnal că este dispusă să se reformeze, că este dispusă să își reconstruiască relația de încredere cu pacienții și cu corpul profesional, cu medicii de familie.